Urmează Se Însoară Băiatul lui Mămică. Oare personajele din sceneta următoare au legătură cu realitatea? Apreciați dumneavoastră. Interpretează mama Costan Maria Elena. Băiatul Bălărescu Ileana. Prima pretendentă, Balaban Iuliana. A doua pretendentă, Popescu Marcel. Femeile așa, ca pe șosete. Mai rar așa ca tine. Da, e o minune de băiat. E o minune de băiat. Dar cu ce să te servesc? Nu mulțumesc, că eu sunt la cură. Cură? Ce cură? Vrei să slăbești? Să devii o slăbă noagă și să nu mai poți face nimic prin casă? Păi de asta se răsoară băiatul meu, să le facă el singur pe toate. Doamnă, dar eu știu să fac de toate. Chiar dacă țin la silueta mea, asta nu înseamnă că sunt și leneșă. Nu, nu. Lui Costeluș îi trebuie o femeie sănătoasă și voinică să poată face toate treburile. Da. Știi, el e mai sensibil așa de felul lui. Numai eu știu cât m-am chinuit să-l crezi mare și frumos mâncat. Dar va reuși. Eu chiar mă gândeam să-l pun și pe el la o cură, să-i mai scoadă puțin burtica. Oh, ce vrei să spui? Că e gras băiatul meu? Oh, tu nici nu știi cât este el de firav de adevăratelea. Hai, măi, mămico, să știi că Iubia are dreptate și voi face exact cum spune ea. Ai auzit? Bravo! Bravo! Nici n-ai intrat bine în familie și ne-ai și dezbinat. Da, eu ce să mai spun? Eu nu mai am nimic de spus. Doamna, eu nu vreau să vă deranjez. Eu țin la dieta mea și atât. Da. Și a mea, iubirea mea. Și să știi că voi face exact cum spui tu. Iar tu, mămico, te rog frumos să gătești cum gătește Iubi, pentru că ea se pricepe la nutriție. Da, sigur că eu nu mă pricep. Nu ți-am dat eu tot ce ai cu nevoie până la 50 de ani. 54 de ani, mămico. E, ba, 56. Da, ce să zicem? Asta-i soarta mamelor, să se sacrifice și până la urmă date la o parte. Doamnă, eu nu vreau să vă dau la o parte. Eu m-am îndrăgostit de băiatul dumneavoastră și vreau să mă mări cu el. Minci, minci. Nu cred deloc că te-ai îndrăgostit. Nu. No. După cum arăți, ție trebuie unul din ăla musculos, așa, ca în reclame. Nu, ursulețul meu. Nu cred deloc că te-ai îndrăgostit. De ce vorbești așa, mămico? De ce? Eu cred că vrei să-l îmbârlici, să treacă totul, chiar și casa pe numele tău, și el să rămână îmbârlit. Dar asta numai peste cadavrul meu. Trebuie să mor eu mai întâi.
Și eu n-am de gând să mor așa de repede. Doamnă, mie nu trebuie casa dumitale. Eu am o vilă superbă. Cât despre musculoși, am avut destui. Mie trebuie un bărbat andru care să mă iubească și să mă înțeleagă așa cum sunt, ca și poți de luși. Da, așa că adică, iubirea mea. Adică un prost care să te apucă toată ziua și să nu-ți iasă din cuvânt. Măi, fraiere, trezește-te! Măi, Mico, gata, oprește-te! Iubi, te rog să mă crezi, a început să bată câmpii. Fac câmpii? Da. Nu-ți e rușine? Nu. Te-am crescut o viață întreagă și tu mă trădezi pentru o fufă? Doamnă, nu vă permit. Eu nu sunt o fufă. Dar ce ești? N-ai spus că ai avut atâția musculoși de te-ai săturat? Te pomenești că ai fi fată mare. Iubi, te rog să mă crezi că mămica nu gândește chiar așa. Mămico, te rog, ceri scuze. Oh, da? Îmi cer scuze. Da? Nici nu mă gândesc. Dacă vrei să-ți dicteze viața fufa, e treaba ta. Dar pa mea, nu. Costele, eu te las cu măta. Și să mă chem când o ieși de sub fusta ei. Dacă poți. Iubi, iubi, are casa ei și care aici n-ar fi ridicat niciun pai. O sclifosită, o alintată, așa care te-ar fi lăsat pe tine să duci tot greul. De parcă ai fi în stat. Da, așa, mămico, n-ai să mă lași să mă însor niciodată. Ba, am să te las. Când ai să găsești o fată pe măsură, pe măsura mea. Adică nu una din asta preocupată de genuțe, de gentuțe, de hăinuțe. Da. Ai înțeles? Oh, da. Am înțeles, mămico. Am mai trecut un an și băiatul meu tot nu s-a însurat. Gata, în sfârșit, m-am găsit. Mi-am găsit pe cineva care să-mi rezolve treburile bărbătește, înțelegi? Nu tu genuțe, nu tu unghiuțe, nu tu hrăinuțe, ci treburi bărbătești. Poftim, îți place, el este. Să rămână, mamă, soacră! Mulțumim, doamne Costan, Maria Elena, Bălănescu Ileana, Balaban Iuliana și Sfântescu Marcel.